cum vă simțiți în aceste momente? Obosiți, relaxați? Eu știu una. Părinții de cele mai multe ori se jeluie că sunt obosiți pentru că îi obosesc cei mici. De fapt, un copilaș odihnit va avea părinți fericiți. De această părere este tânăra mămică Ana Istrati, care ne spune cum și-a creat rutina unei nopți liniștite pentru micuțul său. Atenție! Urmează un reportaj educativ. Înainte de culcare, noi facem o băiță, apoi ne schimbăm în haine curate, schimbăm scuticul și ne punem la culcare, legăm, când și adorme foarte repede. Băiatul este foarte activ, el într-adevăr este foarte energic și uneori nu dorește să doarmă. Atunci pun muzică mai liniștită, o muzică de somn, putem să citim ceva împreună, ne mai jucăm un pic liniștit, vorbim și apoi îl legă în ușurel de pernă și atunci doarme. Înainte de culcare, neapărat îi schimb scuticul. Cerșafurile mereu sunt curate, le schimbăm, camera o aerisim. Temperatura în cameră este în mediu 21-22 de grade, noi nu iubim căldura și astfel copilul are un somn mai liniștit decât atunci când este cald. La noi de obicei nu sunt lucruri în plus, gen jucării, cărți sau altceva, este doar o plapumă și pernă. Dacă se trezește în timpul nopții, atunci pot să-i vorbesc ceva calm în șoaptă, să-l legă, la fel să-i cânt până se calmează.